cele ce urmează, vom vedea un episod în care vorbim despre continuitate, respect, tradiții, credință. Până la urmă, din toată India, aici am văzut prima și unica pisică la câteva zeci de mii de șobolani. Întemeiat în 1486 de către Rao Pika, Bikaner este în prezent al cincelea oraș ca mărime din Rajasthan. Deși este situat în deșertul Thar, localitatea a fost considerată întotdeauna ca o oază înfloritoare pe ruta comercială dintre Asia Centrală și Gujarat. În urma unei tradiții culinare de sute de ani, Bikaner a ajuns să fie supranumit și orașul snacks-urilor și dulciurilor. Străzile sunt pline de patiserii în sensul indian al meseriei. Ca turist, nu poți să nu te oprești într-un asemenea loc, fascinat de modul simplu de preparare. De zeci, sute de ani, în asemenea condiții se gătesc snacks-urile faimoase în întreaga lume. Făină amestecată cu garam masala este trecută prin site și prăjită în ulei de arahide. Grosimea sau finețea snacks-urilor este dată de diametrul găurilor din metal. Dacă pentru noi, atunci când ne cumpărăm sărățele, vorbim de punguțe de sute de grame, aici acest produs este luat cu sacii. Am înțeles că este preferat de indieni. Nu prea lipsește din nicio casă. Iar atunci când ai de făcut un drum lung, este cel mai potrivit aliment, mai cu seamă că nu există pericolul alterării. Din colțul cu snacks-uri, ne întoarcem privirea spre un loc cel puțin la fel de vechi, spre o ocupație păstrată în familie. This is more than 125-year place. Asta e un loc de peste 125 de ani, unde se vinde iaurt. For milk and yogurt. Se vinde iaurt și lapte. And this is sixth generation. A șasea generație de negustori de lapte și iaurt. În timp ce filmam transferul iaurtului dintr-un vas în altul, n-am putut să nu mă gândesc la metri pătrați de faianță și gresie, la vitrine frigorifice, norme de păstrare, adică cam de ce are nevoie un comerciant de lactate la noi. Și, apropo, aici, chiar dacă laptele se vinde cu o caua mică, toată lumea are încredere deplină în vânzători. Localnicii nu iubesc produsele congelate. Nu sunt adepții conservării alimentelor în frigidere. Pentru apă, lapte, iaurt, preferă modul tradițional de păstrare. Drinking water in there, yogurt in there, milk in there. Sunt laptele aici, iaurtul în acest bol, apa, vasele negre. And they have something special here. Yes, for the good money. For the ladies, this for one to clean the skins. This one. Acesta este piatra pons în România. The yes, we have the pons yes, stone, is, like in Romania. Și pușculițe. Au și piatră pons, dar stilul indian. Very nice. Lângă vânzătorii de vase de lut, norocul ne-a scos în cale și doi brahmani. Am aflat cu această ocazie care sunt semnele după care recunoaștem reprezentanții acestei caste, precum și faptul că, de Holi, aceștia trebuie să accepte culorile din partea tuturor. Brahman, this is one, yes. Al doilea simbol al brahmanilor. Al treilea la ureche, cercelul. And the fourth, the... there. After. After.
And they play with every caste. They have to accept color from everybody. So they get plenty of color on that. Deci ei, de holi, trebuie să accepte culorile din partea tuturor. Așa că ei sunt plini, brahmanii sunt plini de culori. Toate culorile. În spatele nostru, o altă afacere care continuă o tradiție din familie. Un magazin de ceai. Știu că vi se pare ciudat, dar așa îi se spune aici. De 4 generații, în fiecare zi, taraba ambulantă este instalată în acest loc, unde de dimineața până seara, sute de localnici vin să mai schimbe o vorbă și să se bucure de infuzia din plante. Dacă, de exemplu, un ceai de mentă nu ajută o digestie leneșă sau nu considerați că vă dă o senzație de prospețime, de tonicitate, atunci puteți să mai faceți câțiva pași pentru a vă opri în dreptul unui magazin vechi de peste 80 de ani. El pune gram masala și multe frunze. And they are eating like after lunch, everybody was Deci asta e un fel de, e un digestiv în India. După mâncare, după prânz, they have some minerals, some lime, are, au some nuts, after some lunch and dinner. Some mint. Are mentă, lămâie, minerale. E foarte bun și pentru gât. He's doing this for how many years? From his great-grandfather, this is 80 years. 80 years. De 80 de ani fac au magazinul ăsta. Foarte interesant. Most of the Muslim culture people, when they wake up in the morning, they start to eat. And with the sleep in the night, continue to eat. 20 times they eat this. And some people, musulmani de 20 de ori pe zi mănâncă. And some people get eat 2 times, after lunch, after dinner. Și alții după fiecare masă, pentru digestie. This is, with tobacco, this is something like drugs. Little like drugs. E uzul de tobacco. Ca un drog, așa, ușor. Drugs in India! Goodbye! Primul mesaj pe care l-am primit pe telefonul mobil atunci când am intrat în India era legat tocmai de consumul de stupefiante și de ani grei de închisoare la care poți fi condamnat. Așa că, numai la auzul cuvântului drugs, ne-am și luat tălpășița. Am lăsat magazinul de frunze în urmă și am pornit să bifăm cele 3 monumente pe care le aveam pe listă. So now we enter in the Zen temple. This is from 1468, even before Bikaner. And two brothers. 1468 a fost fondat de doi frați. In history, they were merchants of butter. Erau comercianți de unt. They put lot of butter in the foundation. Și-au pus o grămadă de unt în fundația so acestui templu. Local people, they say butter temple, not Zen temple. Deci oamenii localnici îl numesc templul untului, nu templu Zen. And we have 24 prophets in Zen. This is belonging to number 5, Sumantinath. Ieșim din templul Zen și ne întoarcem cu câteva sute de ani în urmă, poate doar pentru a intra în atmosfera locurilor pe care urmează să le vedem. Încercați să vă imaginați cum era să guvernezi peste asemenea locuri, privind de la înălțimea balconului palatului spre colbul ridicat de forfoda străzilor. Și poate gândul vă va duce la poveștile persane cu carpete zburătoare. Aici suntem în secolul 16, nu? This is area where we are. This is from around 16th century. And it's still this is in the same style, same condition. În același stil, în aceleași condiții cum era în secolul 16. Magazinele cum vindeau atunci, așa și acum. No big change, only change of this scale. And this is all shop. Foarte puține schimbări. No big change, only this scale is a change. And other all things are old. Bun, și acum haideți spre palat. Construcția
a fost început în 1488 de către Rao Bhikha, fiul întemeitorului Jodhpurului. Dornic să guverneze și știind că nu are nicio șansă să ajungă Maharaja peste Jodhpur, prințul Bhikha a pornit cu o armată de 500 de soldați și 100 de cavaleriști foarte bine antrenați să cucerească teritoriul deșertic supranumit Jangladesh, o zonă stăpânită de mici clanuri de rașpuți. Supunând toate triburile, a ajuns să fie recunoscut ca domnitor și astfel a ajuns să pună bazele statului princear Bikaner, cu capitala cu același nume, un stat care a rezistat până la jumătatea secolului trecut, când a devenit parte a Indiei. Construcția pe care o vedem este rodul unei munci de sute de ani. Fiecare domnitor a continuat și a adăugat la munca predecesorului său. Poate tocmai de aceea, Janagard Fort este considerat drept o perlă a arhitecturii și un centru de artă. Intrăm acum într-o parte care este din secolul XVI, cea mai veche parte a fortului. Podeaua este din secolul XVI, iar partea de sus este secolul XVII. Această ușă masivă din argint a fost cândva în locul lanțurilor de care am trecut, ea constituind intrarea în Karan Mahal, adică sala de audiență publică. Femeile puteau asista la audiență numai din spatele acestor geamuri. Intrăm în Anup Mahal, sala de consiliu privat, care este, așa cum spunea și ghidul nostru, aici era locul în care stăpânul își întreținea majoritatea invitaților. Totul este pictat cu aur, rubine, diamante, covoare țesute de deținuți, un întreg conceput în asemenea mod încât să-ți dea senzația unei bogății nemărginite. And this is echo. Here is for echo. They come sometime here, the singing song playing. See this? Echo. This yes. Will help. Yes. See this? Hare Rama, Hare. Like that. Deci asta era o cameră unde făcută special pentru sunet. And these are medals World War Mughal army given to Bikaner Maharaja because they were in their army. Also daruri de la Mughal pentru Maharaja cu special flowers. Typical Bikaner subject, botanical art. Artists in Bikaner don't make killing, hunting, dancing, procession, not at all. Bikaner artists, they make flowers, fruits and vegetables. Paint. Birds and animals. Birds and animals. Artiștii din Bikaner pictează în principal animale, frunze, flori, fac și subiecte religioase, Shiva, Rama. The fort started to build from this room. Deci fortul a început să fie construit din această cameră. 1589. 1589. And then slowly different maharaja. Și apoi încet fiecare maharaja. They took 350 years and they complete all the fort. Într-o perioadă de timp care a durat aproximativ 350 de ani, We are in the oldest part. Asta e cea mai veche parte. And this is silver bed, small, so nobody can go underneath to kill from it or to hide underneath. Și patul ăsta e silver bed? Yes, silver bed. Un pat din argint și e făcut atât de mic pentru ca nimeni să nu poată să intre de sub și în timpul somnului să-l ucide pe Maharaja. Nobody allowed to go there. Nobody. With the shores, not possible yes. To kill because no room. Yes. Specially glasses, made. Special made. Glasses for lamp. So all glass they reflect and they have the lamp. They put light. Yeah, yeah. Deci oglinzile sunt pentru a reflecta lumina. Ei puneau lumânări și nu curent, este iluminată. Completely we are in 16th century. Deci aici putem să considerăm că suntem în secolul 16 în această încăpere. This is the entrance. Asta e. See, we have desert, we have yes. No rain, no birds, no yes. River. So they make rivers and duck, swimming ducks and lot to remember the river, to have the. And this is life of Krishna painting. From 16th century original painting. Lipsa apei era una dintre cele mai mari preocupări. Treceau chiar și zeci de ani fără să cadă niciun strop de apă de ploaie.
În ciuda acestui fapt, aici a fost creat un loc special în care conducătorii să se bucure de ploaie artificială, iar copiilor să învețe despre acest fenomen meteorologic. Intrăm așadar în Badal Mahal, Palatul Norilor. Called Cloud Palace. Yes. You can see the clouds and lightning. Yes, tot e pictat cu nori. And you can see in the bottom, yes, the drizzle fell down from the clouds, the, yes, raining. The raining. So in summer they come here, the, yes, smoke, the drunk become stone, and then, ha, they fill up water. Deci familia Maharajahului venea aici, fumau, se drucem, amețeau. Aici umpleau cu apă. When they turn this regulator, și from here, îi dau drumul acest robinet și de aici se șnea apă, puțină apă. So they thought they have the rain. Și ei se îmbătau cu ideea că au ploaie. And air conditioning in summer. Și un fel de aer condiționat. And also the children, the babies, yes, they're taken here for giving lesson on monsoon. Because și aduceau copii aici să le dea lecții despre muson, despre ploaia musonică. Because no rain for 5 years, for 8 years, for 9 years. Pentru că se întâmpla să nu aibă ploaie 5, 6, 7, 8 ani. So they teach them what is rain. Deci îi învățau aici ce înseamnă ploaia. Apartamentul privat al Maharajahului Gai Singh și al celor două regine șefe s-a construit sub directa îndrumare a unui arhitect adus din Jaipur. Această aripă a fortului este o întruchipare a luxului și rafinamentului. Aici a fost construită o lume de basm, plină de motive florale și oglinzi. Sala de audiențe publice a fost construită în 14 ani. Ea a fost terminată în 1902. Mobilierul de aici este adus de la Versailles, candelabrele sunt din murat. This is the last the place of last construction of the fort in 350 years. Din acest loc unic în India, plecăm să vedem un alt loc unic în lume. Deci de aici, prieteni, dacă se au țipete, samele. Ciorapii ăștia sunt noi. Ciorapii ăștia, când ies de aici, vor fi istorie. Suntem la Bikaner și avem tâmpita idee de a vizita Templul Șobolanilor. Cine m-a adus aici? Shoes here. Ce caut, bă, aici să mor eu? Pentru restul lumii, crescută cu un Dumnezeu, indiferent cum s-o chema acesta, locul în care ne aflăm este privit cu mare curiozitate. Este o ciudățenie pe care majoritatea turiștilor vor să o viziteze, probabil până ajung la poartă. După ce ai intrat, devii parcă prizonierul miilor de șobolani care îți aleargă printre picioare și nu știi unde să te ascunzi pentru a privi totuși spectacolul. Poveștile legate de Templul Șobolanilor sunt diverse. Una dintre ele susține că fiul vitreg al lui Karni Mata, cea care este considerată întemeitoarea templului, a vrut să bea într-o zi apă dintr-un lac, însă a căzut și s-a înnecat. Karni Mata l-a implorat atunci pe zeul morții, Yama, să-l reînvie pe Laxman. Până la urmă, acesta s-a înduplecat. Condiția însă ca toți copiii de sex masculin ai Karni Mata să se reîncarneze în șobolani. În folclor însă circulă și o altă versiune. Și anume, aceea că cei 20.000 de șobolani negri din templu sunt de fapt soldați care au dezertat din fața unei bătălii importante și s-au refugiat aici. Cum păcatul dezertării se pedepsește cu moartea, Karni Mata i-a cruțat totuși, dar i-a preschimbat în șobolani, oferindu-le templul drept loc de ședere pe veci. Sunt convins că nimeni habar nu are câte răzătoare trăiesc cu adevărat aici. Mii de oameni vin să le aducă mâncare și să închine rugăciuni. La intrarea în clădirea principală a templului,
bărbații trebuie să-și lase curelele pe un suport special amenajat. Măsura este una de protecție tot pentru rozătoare, în cazul în care îți urcă pe crac în sus. Vai, să mă. Vă arătăm puțin și din templul șobolanilor. Vreau să vă zic că era să și calc deja pe unul. La altul era să-i trag una cu stângul. Deci îți ud luarcă. Cosmin, mai curajos ca mine, a intrat să-i și filmeze. Eu m-am luat din curte așa. Dacă eu am intrat aici, cine mă cunoaște, cred că știe ce înseamnă. Hai de mine, fratele meu. Încet, încet, să nu vină vânul. Deci e ceva îngrozitor. Fai de mine, fratele meu. Wow, 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 wow. Run. Run, baby. For your life. E teribilă. Cosmine, dacă-ți mușcă aia obiectivul... Aoleu, vine din spate. Ioi, să mor eu. Ioi de mine. Sunt îngrozit. Să mor eu. Uai, de capul meu! S-a urcat pe cameră, bă! După ce v-am lăsat să-mi ascultați comentariile live de la fața locului, nu cred că are rost să vă mai spun că am ieșit de acolo ca și cum aș fi călcat pe ouă. Și apropo, azi rețetă n-avem și sunt convins că nici nu v-ați dori. Doamne ajută! Mamă, frate! Vai de capul meu! Vai de mine! Thank you.